A bodyguard held a gun to the pilot's head as they flew off. Domnilor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o emisiune dedicată Revoluției Române. Exact acum 7 ani, Timișoara aprindea flacăra Revoluției. Despre Timișoara, așa după cum știți, s-a scris și s-a vorbit foarte mult. În acești 7 ani s-au rostit mii de discursuri sfărăitoare, dar nu cred că de aceea ne-am adunat noi aici în studioul Antenei 1. Scopul emisiunii din această seară este de a afla câtă minciună și cât adevăr se ascund în spatele evenimentelor din decembrie 89 de la Timișoara. Împreună cu invitații Antenei 1 vom pune așadar minciuna pe de o parte și adevărul pe de altă parte într-o balanță. Alături de mine în studio se află domnii Florin Constantiniu, istoric la Institutul de Istorie Contemporană Nicolae Iorga, domnul Sergiu Nicolaescu, reprezentant al Comisiei de Cercetare a Evenimentelor din decembrie 89, domnul Radu Tinu, fost adjunct al Departamentului de Securitate din Timișoara, Inspectoratului, și domnul Marius Mioc, participant la Revoluția din decembrie 89. Așadar, făcute prezentările, ar fi bine să intrăm în subiect și l-aș ruga pe domnul Constantiniu să ne prezinte înainte de toate un context al izbucnirii acestei revoluții în România, un context est-european și poate chiar mai mult. Contextul internațional în care s-au desfășurat evenimentele din decembrie 1989 a fost caracterizat în ceea ce privește Europa de Est, mai exact zona de hegemonie a Uniunii Sovietice, prin politica lansată de Mihai Gorbaciov, de perestroica, de restructurare a sistemului socialist, o politică care avea ca obiectiv reformarea sistemului. Prin urmare, dacă ar fi să reiau o formulă care a fost citată de analiști, ar trebui să evocăm aici formula din Ghepardul lui Lampedusa, așa nume, e nevoie să schimbăm totul ca să nu se schimbe nimic. Era această politică de reformă, urmărea eliminarea elementelor, aș spune, celor mai gripante și mai gripate ale sistemului socialist, care începeau să se manifeste de la demografie și economie, până la viața politică și culturală. Această politică de reformă însă a derapat și istoricii au exemple în istoria universală de astfel de derapări. Vă dau un singur exemplu ca să pot fi mai bine înțeles în ceea ce privește soarta perestroicăi. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Iosif al II-lea a încercat și el o reformă a sistemului feudal. Un efort, deci, de a integra elementele noi care apăruseră capitaliste în structurile feudale. Ori, deschizând această cutie a Pandorii, fiindcă orice politică de reformă este o deschidere a unei cutii a Pandorii, prin urmare apar o mulțime de riscuri, ea a fost diferit înțeleasă de diversele forțe sociale ale Imperiului Habsburgic și în Transilvania s-a ajuns la răscoala lui Horea. Răscoala lui Horea este o consecință directă a politicii reformiste a lui Iosif al II-lea, pentru că țăranii au înțeles această politică a lui Iosif al II-lea ca un îndemn de a se răscola împotriva nobilimii. Același lucru s-a întâmplat și cu perestroica lui Gorbaciov. Fiecare forță social-politică din lagărul socialist, cum se spunea atunci, a perceput-o în funcție de interesele ei, de nivelul ei de cultură, de poziția ei economică. Și din momentul acesta au început să apară un șir de derapaje. În unele din țările lagărului socialist, cum era Polonia, cum era Ungaria, pe de o parte existase încă înainte de Gorbaciov un efort reformator, iar pe de altă parte mișcarea de opoziție, iau exemplul Solidarității în Polonia, se manifestase foarte puternic. Prin urmare, această politică de reformă
avea, aș spune, un șir întreg de riscuri care îi erau inerente. În imediat însă, politica de reformă a lui Gorbaciov fusese provocată, după părerea unor analiști, pe care o împărtășesc și eu, de inițiativa de apărare strategică a Statelor Unite. Adică, din momentul în care Ronald Reagan a lansat SDI-ul, această inițiativă, Uniunea Sovietică era în primejdie de a pierde paritatea strategică cu Statele Unite. N-aș putea acum să intru în detalii ca să nu plictisesc telespectatorii, dar Uniunea Sovietică și Statele Unite aveau ambele capacitatea de a doua lovitură, așa se numea în strategia nucleară această realitate, acest echilibru strategic, pe când prin SDI, creindu-se acest scut nuclear, Statele Unite căpătau capacitatea de prima lovitură, adică puteau lovi teritoriul Uniunii Sovietice, fiind în același timp sigure că teritoriul lor este la adăpost de o contralovitură sovietică. Domnule Constantinu, credeți că fără Timișoara ar fi existat o revoluție și implicit căderea sistemului comunist? Imediat voi răspunde la această întrebare. Vreau să vă spun că din momentul în care Gorbaciov a dorit să se lanseze într-o nouă spirală a cheltuielilor de înarmare pentru a restabili acest echilibru, din momentul acela sistemul sovietic era condamnat pentru că el nu putea să facă față acestui efort. Însă Statele Unite, de acord cu Uniunea Sovietică, în întâlnirea de la Malta, lucrul acesta este astăzi pe deplin stabilit, au căzut de acord ca în țările Europei de Est să fie încurajată politica de reformă de tip gorbaciovist, deci politica de perestroica, iar Uniunea Sovietică, deci, să nu intervină în aceste țări în măsura în care aceste echipe reformatoare urmau consemnele de la Moscova, iar Statele Unite și-au asumat obligația de a nu folosi aceste mișcări din Europa de Est pentru a leza interesele de securitate ale Uniunii Sovietice. Da, îmi pare rău, referiți la un anumit document, pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră este contrazis atât de Bush cât și de Gorbaciov. Avem, deci aveți documente? Da, avem lucrarea pe care ne întemeiem noi istoricii, a lui Michael Beschloss și Strobe Talbot. Actualul, le cunosc, dar se contrazice această lucrare, care sunt doi istorici, cu cei doi care trăiesc încă. Acum, deci este o supoziție. Da, nu, domnul senator, vreau să vă spun că istoricii, nu aș putea intra acum în detalii, au această critică a surselor, care în ultimă instanță se întemeiază pe două întrebări. Și băgat că dumneavoastră la comisie nu ne-ați chemat și pe noi istoricii ca să analizăm aceste surse, critica surselor se întemeiază pe două întrebări. Cine a spus primul și de unde știa? Dacă se aplică aceste două întrebări, să vedeți că foarte multe lucruri se lămuresc. Mai deci îmi permiteți ca să-mi închei gândul. Și eroarea gravă a lui Ceaușescu, care s-a aflat la originea crizei, care l-a dus la faliment, a fost de a crede că această politică, care până atunci fusese productivă pentru el, de diferențiere față de Uniunea Sovietică, fiindcă până în 1985 Statele Unite îl sprijineau pe Ceaușescu, acest sprijin a început să decline din momentul în care drepturile omului au căpătat o pondere mai mare în politica lui Carter și în perioada, deci post-Nixon, îl sprijineau pe Ceaușescu tocmai pentru că ducea o politică de diferențiere, de autonomie în cadrul pactului de la Varșovia. Ori din momentul în care Statele Unite au încurajat această mișcare reformatoare în Europa de Est, iar Ceaușescu s-a opus acestui curent, din momentul acela era limpede că Statele Unite și în general Occidentul nu-l vor mai tolera. Și eu aici nu știu care este părerea domnului senator, care are o informație mult mai bogată de la această comisie decât avem noi istoricii, dar eu personal acord credit informației lui Radu Portocală, și anume că la începutul anului 1989 un agent al Serviciului de Spionaj francez a comunicat informația pe care o deținea, deci KGB-ul informase serviciile de spionaj francez și italian, repet, la începutul anului 1989, că se vor debarasa de Ceaușescu în cursul acelui an. Vreau să vă spun următorul lucru. Eu nu vă contrazic. Deci vreau să... Ați citat doi istorici americani și o lucrare scrisă de ei. Vreau să spun că în aceeași lucrare
Acești doi istorici americani spun următorul lucru. Sunt mai lucru. Mult decât istorici, domnule. Da, nu, de acord cu dumneavoastră. Mai ales că Strong Talbot este secretar de stat adjunct. Lăsați-mă și pe mine să vorbesc, da? Doar un pic. Și pe urmă vorbiți dumneavoastră. Nu, dar lăsați-mă să termin. Eu nici n-am spus, nu m-am exprimat. Deci, vreau să vă spun următorul. Acești doi oameni au declarat la un moment dat, în lucrarea care, în acele pagini care se referă la România, cele 3-4 pagini care se referă la România, la un moment dat declară următorul lucru. În ultima parte a Revoluției, revoluționarii au întors armele împotriva etniei maghiare și așa mai departe. Este acest lucru adevărat? Deci, dumneavoastră acordați credit privind de alta și eu le acord credit. Dar iată că acești doi oameni, doi istorici, mai mult decât istorici, cum spuneți dumneavoastră, la un moment dat fac o fundamentală, o grosolană idee exprimată în scris în care spune că Revoluția Română s-a îndreptat împotriva minorității maghiare. Lucrul care pe mine m-a determinat să afirm următorul lucru. Apropo de aceeași presupunere, nu? Deci că ei au avut documente și informații că această revoluție românească putea la un moment dat să devină să se transforme într-un război civil între etnia maghiară și românii din România. Dar permiteți-mă acum, apropo de întrebarea spusă, să adaug și eu la ce a spus dumneavoastră câteva cuvinte. Prima acțiune anticomunistă din așa zisul lagăr comunist, cum a spus dumneavoastră, este în 5 iunie la Berlin. Urmează în 1956 Revoluția Ungară, care se știe cum s-a terminat. Deci în aceste părți, atât la Berlin, cât și Ungaria, tancurile sovietice au făcut ordine. A urmat 1968 Cehoslovacia, unde pactul de la Varșovia intervine, bineînțeles, tot cu tancurile sovietice și face din nou ordine. Deci încercările de eliberare care au existat la început sub forma unor revolte sau chiar revoluție, cum a fost Ungaria 1956 și încercarea de revoltă la Praga în 1968, se termină prin șenilele tancurilor sovietice. Ne apropiem și începe o anumită luptă care de care nu era străin nici influența americană, nici serviciile secrete străine, nici chiar faptul că papa de la Roma era de origine polonez. Toate aceste lucruri influențează de așa manieră încât mișcările de modificare, de schimbare a sistemului încep să apară în special în Polonia. Față de toate aceste lucruri, micile mișcări, cele două mici mișcări din România, Valea Jiului și în 77 Brașovul, sunt un foc, un scurt foc de paie. De unde a apărut și vorba că Mămăliga nu explodează. 1989, deci încă de un an, din 88, în Polonia schimbările sunt radicale, un guvern necomunist. În 1989, fundamentale schimbări, găsim odată prin intervenția lui Gorbaciov și tot ce a spus dumneavoastră este perfect valabil, deci Gorbaciov intervine și printr-o lovitură de stat, Krenz, Ministerul de Interne, în Germania Democrată, îl schimbă pe Honecker. Același lucru, armata în Bulgaria îl schimbă pe Zhivkov. Aceste mișcări social-politice, schimbările din guvernul, din conducerea partidului din maghiar, schimbările din conducerea partidului comunist din Cehoslovacia. Toate aceste lucruri duc la un moment dat la o idee foarte precisă pe care atât Occidentul cât și, așa zis, și prieteni, Estul în special, mă gândesc la Uniunea Sovietică și Gorbaciov, și-au dat seama că o lovitură de stat în România este imposibil și că singura posibilitate, singurele două posibilități care se puteau alege pentru România, deci împotriva faptului că o lovitură de stat nu exista nici omul, nici armata, care erau forțele în România în momentele acelea? Deci într-un stat totalitarist forțele erau partidul, securitatea și armata. Nici una din aceste forțe
Nici una din aceste forțe nu exista cineva să poată da o lovitură de stat, să poată ridica împotriva lui Ceaușescu. Deci rămâneau două posibilități. Una, un război civil etnic, ținând cont că în România sunt mulți unguri, germani, sârbi și așa mai departe, și a doua posibilitate, o revoltă, așa cum a fost în Valea Jiului și cum a fost la Brașov în 77. Iată deci că din imposibilitatea acționării printr-o lovitură de stat și căderea lui Ceaușescu dorită, așa cum a spus domnia voastră, dorită atât de către vest, știm foarte bine declarațiile lui Mitterrand, ale lui Bush, ale lui Genscher. Deci toate aceste declarații, în ultima instanță, demonstrează că atât apusul, deci lumea liberă, cât și Estul doreau schimbarea lui Ceaușescu. În această situație, războiul etnic nu a reușit în România și vom vedea că prin Revoluția de la Timișoara și, pe urmă, Revoluția din România, s-a umplut un pahar și însăși faptul că la un moment dat s-a folosit termenul că omul Revoluției în România este Laszlo Tökös, este un fals istoric. Domnul senator, da. Haideți să nu... Bine, să am mai grăbim. Doresc să-i pun o întrebare unui Constantiniu. Da. Întâlnirea de la Malta dintre Gorbaciov și Bush a avut loc în 2 și 3 decembrie 1989. Înainte de această întâlnire, în ianuarie 89, Parlamentul Maghiar a acceptat pluralismul politic și ideea alegerilor libere. În iunie, în Polonia, au avut loc alegeri câștigate de Solidaritatea. Tot în iunie, liderul Revoluției Maghiare din 1956, Imre Nagy, a fost înmormântat, a fost reînhumat în iunie 89, cu onoruri oficiale. Și din fost informator KGB a devenit erou. Da, fost informator KGB, dar care a cerut retragerea rușilor din Ungaria. Corect. În... august este primul guvern anticomunist în Polonia. În septembrie încep demonstrații pro-democratice în Bulgaria. În octombrie încep demonstrații în Republica Democrată Germană. În 9 noiembrie este dărâmat zidul Berlinului. În 10 noiembrie Peter Mladenov îl înlocuiește pe Tudor Zhivkov în Bulgaria. Tot acestea s-au întâmplat înainte de întâlnirea de la Malta dintre George Bush și Mihail Gorbaciov. Vă întreb, credeți că puteau ei să pună la cale aceste mișcări din tot Estul Europei care au avut loc înainte de întâlnirea lor? Puteau ei să discute, să pună la cale aceste mișcări sau numai să constate existența lor și eventual să analizeze urmările posibile? Nemai vorbind că inclusiv Uniunea Sovietică era frământată de manifestații și aș aminti că în 27 august 1989, la Chișinău a avut loc o mare manifestație prin care s-a cerut și până la urmă s-a și reușit să fie declarată limba română ca limbă oficială în Republica Moldovenească. Deci toate aceste mari mișcări din Estul Europei au fost anterioare întâlnirii de la Malta. Cum au putut atunci întâlnirea de la Malta să pună la cale aceste mișcări? Domnul Mioc, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, mai ales că noi istoricii suntem foarte riguroși în ceea ce privește cronologia. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că toate aceste evenimente preced întâlnirea de la Malta. Dar îmi permit să vă atrag atenția asupra a două aspecte. Dialogul sovieto-american continua sau nu se desfășura numai la acest nivel înalt. La Teheran. Era foarte vechi și canalele de comunicare între Washington și Moscova, dumneavoastră știți foarte bine că era și un fir direct, prin urmare aceste schimburi de vederi între Washington și Moscova au fost tot așa de intense și înainte de Malta. În al doilea rând, noi avem o mărturie, fiindcă istoricii întotdeauna trebuie să aibă izvoare, de aceea deschid aici o mică paranteză. Dar uneori sunt false izvoare. Știu, vreau să spun că eu n-aș putea să, ca istoric, să spun că eu astă seară voi putea să stabilesc ce este adevăr și minciună, fiindcă să spunem în legătură cu evenimentele de la Timișoara. Niciun caz într-o oră. Nu, dar efectiv, pentru că nu avem sursele care să ne permită să fim foarte categorici în concluziile noastre. Dar avem mărturiile unui foarte apropiat colaborator al lui Mihail Gorbaciov, Vadim Medvedev, ale cărui memorii au apărut în Rusia
Și acolo se vede foarte bine. Gorbaciov încuraja aceste echipe reformatoare în toate țările din lagărul socialist, pentru că el își dădea seama că existau forțe conservatoare foarte puternice care trebuiau dislocate. Și îmi permit să vă spun că acum se știe foarte exact în Cehoslovacia, unde Miloș Iacheș, exact ca și Ceaușescu, nu vroia să cedeze acestor presiuni care veneau de la Moscova pentru a abandona puterea, sovietice aveau ca înlocuitor pentru Miloș Iacheș pe un fost colaborator al lui Alexander Dubce, care se numea Zdenek Mlinaș și care trăia la Viena, în exil. Atunci, poate domnul senator cunoaște problema. Care îi scărisă 7-7. Atunci, a venit chiar la Praga. A venit șeful adjunct. A venit șeful adjunct al KGB-ului, generalul Victor Grușco, care s-a întâlnit cu șeful securității cehoslovace, Alois Lorenz, și pentru că poporul cehoslovac nu era chiar așa ca o măliga care nu explodează, dar avea nevoie să fie impulsionat. S-a căzut de acord să se organizeze o manifestație de studenți care, mergând pe o anumită stradă, să fie... Mă iertați, manifestația era să împlineau 50 de ani de la manifestația trecută pe vremea germanilor și în care murise un student, student german. Și atunci s-a căzut de acord ca această manifestație să fie atacată de miliție și un locotenent de securitate, care astăzi este cunoscut și nume tot, urma să cadă, care era prezentat acolo ca student, să cadă ca fiind ucis de către miliție. El pe urmă a fost imediat învelit într-o pătură și dusă cu o ambulanță care era tot a securității, cu o femeie care era tot ofițer de securitate, care a început să strige un student a fost ucis, tocmai pentru a crea această atmosferă de nemulțumire, de revoltă, de schimbarea conducerii. Și acest scenariu care a fost pus la punct de KGB cu securitatea de la Praga a eșuat. Între altele, în primul rând pentru că Zdenek Mlinaș n-a acceptat să devină o unealtă a sovieticilor, în al doilea rând pentru că exista un student... Înlocuitorul lor nu a acceptat scenariul, atunci ei de ce l-au continuat? Pentru că ei au... Dar vedeți că în Cehoslovacia s-a rupt, a venit Havel. A venit Havel, adică... Tocmai asta a fost întâmplat. Dar... Zici, dumneavoastră spuneți că sovieticii aveau un locuitor și aveau scenariul ăsta cu securistul, s-a prefăcut sens. Dar dacă ei știau, mă rog, eu nu cunosc datele. Am să te rog să oricum să revenim pe pământul natal. Să revenim în România. Să ajungem înapoi la Timișoara. Puneți întrebări. Doar să spunem că înainte de Timișoara putea fi un Iași. Și poate altă dată va fi s-a discutat. La Iași. Da. La Iași s-a încercat. Da, în nu ziua, a avut în loc. Ziua de 14. Da. S-a încercat la Iași și nu a reușit. Exact. Și la Timișoara, de fapt, nu începe pe 15-16, ci începe pe ziua, în noaptea de 11 spre 12. Domnul colonel, cred că ne poate da detalii mai multe, când au fost lansate manifestele anti-ceaușiste. Da. Deci, în noaptea de 11 spre 12, în paralel, se încerca același lucru la Iași. Mă iertați, eu cred că începe poate și mai dinainte la Timișoara, de cazul Tăcheș, cred că... E vorba de acțiuni. Bine, Marius, hai să revenim exact la, de fapt, la cazul Tăcheș, care a rămas în imaginea publică locul de unde a pornit această revoluție. Și aș ruga regia să ne dea interviul cu Laszlo Tăcheș. După ce am văzut că mulțimea adunată se înmulțește și se atașează în uriașilor reformați, tot mai mulți cetățeni ai Timișorii de diferite națiuni, după ce am văzut că după masă majoritatea celor adunați a aparținut românilor, mi-am dat seama că, fără să vreau, cazul meu unic s-a înlărgit și a stârnit atenția și solidaritatea a sute și sute de oameni
spre seară deja putem spune că a fost peste 1000 de oameni, dar cred că și mai multe mii de oameni. Nu am putut număra câți ar fi fost, că mulți oameni au staționat un timp, o oră, două ore, au venit înapoi, au plecat. Deci este fluctua mulțimea în fața bisericii. Spre seara a apărut și o delegație condusă de Petre Moț, primarul orașului de atunci. A fost un mare scandal, oamenii m-au chemat la fereastră, am ținut discursuri scurte, le-am liniștit, am încercat să le trimit acasă, pentru că responsabilitatea era asupra mea. Ce va ieși din acest caz? Și continuarea iarăși o știți. Domnule Tino, ce a reprezentat pentru Timișoara, pentru Revoluție, Laszlo Tökes? Laszlo Tökes, eu am mai spus acest lucru, este cazul tipic al unui trădător de țară. Deci Laszlo Tökes era agent al Serviciului Maghiar de Informații. Încă din 15 octombrie eu am propus arestarea lui pentru trădare și transmitere de informații. Deci există el era urmărit, documente... există documente, informații trimise de el prin cadre ale Serviciului de Spionaj Maghiar, inclusiv o chitanță prin care fusese remunerat pentru activitatea informativă, o chitanță de 20.000 de lei, în 15 octombrie 1989. Deci Laszlo Tökes era cu totul, trebuie scos din contextul evenimentelor din decembrie în această fază. El era un agent al Serviciului Maghiar de Informații. Dar pentru că ne aflam în contextul prezentat aici de domnul Constantiniul, serviciile de spionaj, consilierii și a lui Gorbaciov și a lui Bush au analizat și în asemenea situații se analizează fiecare moment. S-a analizat și posibilitățile dizidenței lui Mircea Dinescu și ale Doinei Cornea și al lui Dan Petrescu. Toate acestea au fost undeva foarte firave, nu au fost atât de exemplu de puternice, cu rădăcini așa de adânci ca cele lui Havel, de exemplu, nu? Și atunci s-a marșat pe cazul lui Laszlo Tökes. Nu se explică altfel interesul pe care l-a prezentat Laszlo Tökes pentru serviciul de spionaj american. În 15 decembrie 89 dimineața, la Timișoara s-a deplasat secretarul 2 al ambasadei SUA, Denis Curie. Ori știm cu toții, cel puțin eu și bănesc și dumneavoastră, că în general secretarii de ambasade... Și o englezoică. Eu am stat de vorbă cu amândoi. Da. Deci a fost acolo. A încercat să se apropie de locuința lui Laszlo Tökes. Deci atunci se declanșase un pic vâlva în jurul mutării lui de acolo. Erau în fața casei 10-20 de persoane, în general oameni în vârstă, enoriași maghiari. Foarte calm, fără probleme. Eu am ordonat și nu i-am permis să se apropie lui Denis Curie de locuința pastorului. A plecat înapoi la Hotelul Continental, unde la o masă, discutând cu englezoica, bineînțeles că discuția am controlat-o, că orice serviciu de spionaj, de contraspionaj care se respectă, face asemenea lucruri, el a transmis de acolo la București că l-am văzut, totul este în ordine. Ori nici nu-l văzuse pe Laszlo Tökes și Denis Curie. Eu vă garantez această treabă. Vedeți? După aceea, un alt agent maghiar, pentru care a acționat în Timișoara, fusese la doctorat în Ungaria, un doctorat ăsta așa prelungit, așa de 3-4 ani, a încercat de câteva ori să, deci practic supraveghea cum decurg evenimentele în jurul lui Laszlo Tökes, cum se, să zicem, să folosim un termen puțin ortodox, cum se coace buba în jurul lui și transmitea unui cadru al ambasadei maghiare de la București. Întâmplarea face că înainte cu două săptămâni eu fusesem observat de generalul colonel Iulian Vlad că există în Timișoara un alt agent care transmite informații și noi nu știm cine este. Era bănuit, dar nu aveam probe, nu știam că el este. Întâmplarea și, știu, niște măsuri operative pe care le-am luat în acea perioadă, l-am speriat puțin. Am ajuns undeva pe lângă el, fără să știm că el este acela, sincer vă spun. Și înainte cu 4 zile, încălcând toate normele de conspirativitate, a luat direct legătura telefonică la una din locuințele unui diplomat maghiar și a transmis: doresc neapărat o intervedere, simt că se strânge cercul în jurul meu. A fost asigurat, stai liniștit, zice, vezi cum decurge cazul capitalistului, fiindcă Tökes, ca substantiv, în limba română, înseamnă capitalist. Nu are nicio relevanță, dar asta e traducerea. Și deci
toate aceste concentrare de forțe a serviciilor, eu m-am referit numai la cele vestice, dar dumneavoastră știți foarte bine că și serviciile din Est, KGB-ul, erau în țară atunci, în zona Ardealului, foarte mulți, așa zis, turiști. Câți au fost agenți din ei, nu vă pot spune. De asemenea, să nu uităm cum a acționat personalul consulatului iugoslav, Mirko Atanasković, care de fapt era agent al serviciului englez, mi se pare, de informații. Se spune. Poftiți? Vi se pare, da, nu se spune doar. Se spune. Nu există. Deci eu vă pot da dumneavoastră o discuție directă și toată lumea, reprezentanțele diplomatice sunt urmărite, chiar dacă noi ridicăm mâna, toți ridicăm mâna, spunem că nu, dar sunt urmărite. Asta este regula jocului. O discuție directă între Mirko Atanasković și un cadru al ambasadei de la București, care era ofițer de informații, în care se discuta exact pe această temă. Deci, în context, toți se interesau. Pe care temă? Pe tema cum evoluează situația din jurul lui Tökeș. Deci era singurul motiv în care se putea strânge mai multă lume. Să nu uităm că posturile de radio maghiar zilnic avea emisiuni în care, fără să cunoască situația de la fața locului, fiindcă v-am spus, mass media perfect. Era tot la fel și Europa Liberă și da, așa mai departe. Deci se executam un pressing non-stop, fiindcă rămăsesem singuri. Dacă se știa de acest fapt, de ce nu a fost arestat? Ceaușescu s-a împotrivit. Deci în 15 octombrie, când am avut dovezi clare ale trădării lui Tökeș, deci informația, două pagini bătute la mașină, cu toate, aveau pe puncte răspundea, mi-amintesc că la unul din puncte nu a răspuns Tökeș. Era întrebarea când credeți că va cădea Ceaușescu, exact, și nu a răspuns. Restul, la toate, erau o sumedine de răspunsuri, 15-16, plus un memoriu al lui Tökeș către Ceaușescu, memoriu care să fie citit la postul maghiar de televiziune sau radio, pentru a fi ajutat în disputa lui cu episcopul, că de fapt totul a plecat pe acest fond al disputei lui cu episcopul. De Oradea. Am să vă întrerup și până vom mai afla despre... Nu, am și o întrebare să o pun. Va fi... O întrebare, dacă îmi permiteți. O întrebare. Deci, dumneavoastră, care ați lucrat înainte de 89 în contrainformații, întrebarea mea este că dumneavoastră ați găsit mai mulți spioni care acționau pe teritoriul României sau, în orice caz, presupuși spioni, care erau în atenția dumneavoastră. Atunci, cum îmi explicați că cei care au fost veniți de la București, deci care au venit de la București, o echipă întreagă, în frunte cu colonelul Teodorescu, după 20 decembrie, 18 decembrie, când au ajuns ei acolo, n-au mai găsit niciun agent străin și n-au putut să dea niciun nume. Am să vă rog acum să vă țineți răspunsul și să urmărim câteva minute de publicitate. E timpul pentru distracție. E timpul pentru prieteni. E timpul pentru o schimbare. Bine ați venit la McDonald's! McDonald's te așteaptă mereu! Ne aflăm în contextul... Nu mai știu... Da? Deci Ceaușescu a fost când vădurile, ținea foarte, ținea foarte mult la imaginea lui externă, da. Era perioada respectivă și a refuzat. Da. Și doi, întrebarea la care v-ați referit dumneavoastră, de ce după 22 n-au fost, fiindcă nu este chiar așa de simplu să arestezi un spion. Un spion se arestează pe bază de documente beton, să zicem. Să nu uităm că spionul este cetățeanul altui stat. Și o înregistrare audio... Nu întotdeauna. Ba da, spionul este... condiția ca să fie spion, să fie cetățean, exact. Și trădătorul, cetățeanul statului respectiv, da, care transmite informații. Dar, vedeți dumneavoastră, o casetă audio în care aveai date certe, că s-a vorbit de la telefonul lui, că este vocea lui. Să nu uităm că și atunci acum e permisă folosirea ca mijloc de probă înregistrarea audio. Atunci nu era permisă, trebuia să lucrezi ca să o legalizezi. Asta presupune ceva. Eu sunt de acord cu tot ce îmi spuneți dumneavoastră. Pe mine m-a uimit declarația unor colegi de-ai dumneavoastră care au spus nu a existat nicio intervenție străină în România în perioada lui decembrie 89. Putea acest lucru, e posibil undeva pe suprafața globului și hai să zicem România, cum era cazul România, să nu fie
să nu acționeze în acest moment politic extrem de important, nu o forță, nu două, ci toate forțele străine care se aflau pe teritoriu. Eu nu mi-amintesc, noi am fost audiați fiecare separat, dar da. Dumneavoastră fiind președintele comisiei, vă propun să îi chemați și să aveți o discuție cu ei la televiziune și... A fost președintele comisiei și este mea. Am să te rog acum să spui și tu, mai ales că ai participat chiar... la acea manifestație. Deci eu în 16 decembrie chiar m-am aflat în fața casei pastorului Tăcăș. Atitudinea lui era chiar împăciuitoare. Deci chiar o spus la un moment dat la oameni să plece, să se plece către casă. În ce moment? La ora 17 pe 15 seara. Am ajuns după ora 20 acolo, deci... Domnul meu, au fost în 16 la... Au fost niște... Deci ce momente? Pe 15 a spus seara, liniștit, pe 15. Vreau să spun că Tăcăș însuși a spus și după Revoluție, domnul Nicolescu spunea că Tăcăș a fost declarat principalul om al Revoluției. În orice caz, Tăcăș personal niciodată n-a pretins că el a fost principalul om al Revoluției. El întotdeauna a recunoscut, chiar imediat după decembrie 89, că el nu s-a gândit că o să iasă așa ceva și a recunoscut inclusiv faza că a îndemnat oamenii să plece acasă. Deci, chiar și declarația care am văzut-o, e remarcabilă. El în 15 intrase în tratative cu conducerea primăriei orașului. Chiar citesc dintr-o mărturie a lui, a apărut într-o carte din 90, spune așa despre 15 decembrie. În jurul orei 15, Moț, primarul comunist al Timișoarei, a făcut încă un pas înapoi. Era dispus să dea și în scris că decizia, adică decizia de evacuare a domnului Tăcăș, fusese anulată. Crezând că procedez cum trebuie, pentru că oamenii erau din ce în ce mai agitați, i-am sfătuit de mai multe ori să meargă acasă. Cei de jos erau convinși că în casa mea erau securiști și că de aceea îi trimiteam acasă, ori ezitam să cobor între ei. Culmea a fost că între orele 19 și 20 au și trimis o comisie să convingă pe viu că încăperile erau goale, că nu aveam nicio vânătaie. Cam pe atunci au început să cânte Hora Unirii. A fost un moment unic, emoționant. Am apărut la fereastră înfiorat ca și când aș fi ascultat imnul maghiar. Asta spunea Tăcăș în 90. Deci Tăcăș personal niciodată nu s-a pretins că el a fost principalul... N-a spus nimeni lucrul ăsta. Marius, spune-mi, te rog, de ce te-ai dus atunci în fața casei lui Tăcăș? Auzisem că se întâmplă ceva. Deci când auzisem... Ați fost pe 16 sau pe 15? Pe 16 am fost eu. Da. La ce oră ați fost pe 16? După ora 20 am ajuns acolo. Târziu, era... Deci auzisem că se întâmplă ceva și deci în același nu, deci timp... pe el nu l-ați mai văzut, pentru că el intra să la deja a apărut, în interior. A apărut în fereastră cineva care a mers pe împăciuire. Eu nu-l cunoșteam pe Tăcăș și atunci, deci nu pot să spun sigur că era el, dar ulterior, conexând faptele, am tras concluzia că era el. Da. Eu pe vremea aceea nu-l cunoșteam. Domnul Iop, la Tăcăș, din momentul în care s-a plecat la Consiliul, actualul Consiliu Județean, deci Tăcăș din acel moment nu a mai apărut la fereastră. Din contră, s-a baricadat și vă rog să luați legătura cu gazda Arpad și alții care au fost în urmă. Am luat legătura cu gazda Arpad. Și este exact cum vă spun eu. El n-a mai apărut de la ora 18 când s-a plecat la Consiliul Județean, el nu a mai apărut la fereastră, fiindcă acolo deja au început altercația și se baricadase. La asta deci, n-are importanță. Sunt foarte mulți comicari vis-a-vis de acest. Mulți povestesc din auzite. Haideți să trecem la lucrurile concrete. Ce am văzut, ce am trăit, nu așa de... Da, eu aș vrea, v-aș propune să trecem la un moment important când, de fapt, au fost morți, au fost răniți și după ce vom... asculta câteva mărturii, aș dori să comentăm, să vedem și dumneavoastră, domnule Nicolaescu, și ceilalți invitați, să vedem ce anume se poate aduce nou, cine au fost victimele, vom afla acum, care sunt călăii totuși. La un moment dat au început să se tragă pentru că au fost incendiate două autoturisme în Piața Libertății. Foarte curios este că cele două autoturisme incendiate erau ale unor cadre militare. Erau multe autoturisme în piață, însă foarte curios că tocmai acestea au fost incendiate. S-a deschis foc împotriva noastră și probabil erau gloanțe de manevră pentru că nu a fost nimeni rănit. Dar după circa 20 de minute... au început să tragă cu gloanțe adevărate.
ne-am îndreptat înspre Piața Libertății. Aici s-auzeau împușcături și tocmai acolo voiam să mergem, unde s-aud împușcături. Ne-au somat să nu ne apropiem, că ne trag în noi. Nu știam, ne-am mai apropiat, pe urmă am văzut că chiar trag, atunci ne-am întors înapoi și n-am intrat. După aia am aflat că în Piața Libertății, înainte cu o oră, deja au murit oamenii și au fost mulți răniți. Când am ajuns în fața străzii, așa, am auzit comanda foc, fără niciun fel de somație. Să ne spună că nu avem voie să trecem sau că au ordine de tragere, nimic. Deci numai comanda foc. În fața porții unității era un pluton de soldați, aliniați în două rânduri, un rând în genunchi și un rând în picioare, care, în momentul în care au primit comanda, au început să tragă în sus. Se vedea foarte clar, fiind noapte, jetul a gura țevii, deci cum trăgeau în sus. Dar totuși de undeva se trăgea spre noi și n-am știut de unde. Până în momentul în care un pic ne-am întors în stânga, se vedea în fața plutonului de soldați 3-4 siluete care trăgeau spre noi. Se vedea focul la gura țevii care venea spre noi. Copiii de 13 ani, o fetiță de 13 ani, am văzut, care s-a dus în fața securității când a fost, a luat anchete și s-a dus și a spus că nu-mi pare rău ce am făcut. Și mulți, mulți, foarte mulți. A fost doi băieți cu mine care erau împușcați în tălpi. S-au pus jos și erau împușcați în tălpi. Pe mine au vrut să mă iei doi băieți, doi arabi, acolo la podul Decebal. Mă duc în cămin să mă... Acolo s-a întâmplat? Da, la podul Decebal. Duminică la ora 6:30. Da. Da, și noi am fost acolo. Da, și a vrut doi studenți să mă iei să mă ducă să mă vindeci acolo în cămin. Pe unde te-am împușcat? Aici, în picior. E verată. Da. Da. A fost împușcături așa, în toată regula, am tras cu automat, beton sărea în sus, ca în film. Și eu am fost împușcat al doilea și atunci am fugit repede. Unde ai fost împușcat? Eu am fost împușcat fix lângă casa armate și au tras de la balcon. M-am fugit repede și m-am luat până cu bicicleta. În mână ai fost împușcat sau unde? Nu, în picior. În picior ai fost. Și m-am dus la spital și acolo m-au trimis la ortopedie. Am vârsta de 24 de ani și pentru țara pe care o iubesc am pierdut piciorul. Lucrez ca muncitor ceferist de 3 ani de zile. Altceva nu pot să spun decât să luptăm până la victoria finală. Stimați invitați, impresionante aceste mărturii. V-aș ruga, în baza unor documente, unor alte mărturii, se poate cunoaște în acest moment
cine a făcut aceste victime? În ziua de 17, deci în ziua de 17 la ora 13:30, din ordinul generalului Milea, armata intră în stare de luptă în județul Timiș și este declarată starea de necesitate. Două ore mai târziu, pornește din ordinul lui Ceaușescu un avion în care se găsesc o serie de generali conduși de Ion Coman, e vorba de generalul Gușe și generalul Victor Stănculescu, amândoi adjuncți ai Ministrului Apărării Naționale. Pe lângă ei mai era și generalul Chițac, Mihai Chițac și Nuțu. Deci acești oameni vor ajunge împreună cu niște ofițeri specialiști, ajung la Timișoara. Când ajung la Timișoara, deci la Timișoara se deschide focul pentru prima dată, foc de armă. Nu spun de bătaia sau de bătălia cu o zi înainte, pe ziua de 16, din fața Consiliului Județean. Pentru că la un moment dat Consiliul Județean a fost cucerit și recucerit de, de trupele MEI și cele de grăniceri. Deci, dar fără victime, primul foc de armă este în jurul orei 16 și se deschide, așa cum am spus, în fața diviziei. Primul mort și primul rănit, se pare, după informațiile pe care le avem noi, este decedată doamna Bărbat. Și soțul ei rănit. Se vorbește de un sergent care ar fi fost rănit înainte de acest eveniment, nu avem nicio probă. Deci nu pot să cred așa ceva. Ceea ce este clar este deschiderea focului la ora 16. Atunci când a ajuns la Timișoara avionul cu Ion Coman și ceilalți, se trăgea deja în Timișoara. Deci armata a deschis focul. Primele victime sunt victime ale armatei. Și securitatea a avut vreo vină în toată... Nu se poate, așa simplist, nu putem pune problema dacă securitatea... Erau trei forțe care au acționat ca forțe de opresiune. Aceste cele trei forțe erau partidul, securitatea și armata. Deci responsabilitatea și acțiunea împotriva manifestanților și a revoluției, a revoltei, pentru că în momentul ăla suntem în fața unei revolte, ea se transformă în revoluție în momentul declarațiilor anti... nu numai anticeaușiste, și împotriva regimului, a sistemului, în momentul ăla devine revoluție. Deci acest lucru se petrece mai târziu, de-abia pe 19-20, când se declară greva generală și demisia lui Ceaușescu și se cere schimbarea regimului. Domnul deci, Nicolescu... Nu, lăsați-mă să termin, da? Deci armata a deschis focul, nu se poate despărți vina unuia sau altuia. Aceasta datorită a câteva măsuri. Una din măsuri este ordinul dat de procuratură ca să nu se facă autopsierea cadavrelor. Dat de un colonel, adjunctul procurorului general al țării. Se afla la Timișoara și un ministru... general ulterior. Da, general astăzi. În același timp se afla la Timișoara și un ministru adjunct al justiției. Veniți amândoi aceștia, veniți cu încă 20 de procurori. Deci, același ordin de neautopsiere a cadavrelor se va da și la București. Iată deci că există niște măsuri care se iau ca să nu poată fi dovedit cine este vinovatul și cine a tras în victimele de la Timișoara. Cine le putea da ordin acestor oameni, domnul senator? Cine le putea da ordin acestor oameni? Adică ministrul adjunct al justiției și procurorului general adjunct al... Cine le-a dat ordin? Cine le putea? Cine le putea da ordin? Un singur om. Altcineva nu le putea da ordin. Președintele statului, Ceaușescu. Altcineva nu le putea da ordin. Sau cine era în locul lui Ceaușescu la comandă, el era plecat, mi se pare, deja luni a plecat. El a plecat pe 17. Da, pe 17. Deci luni dimineața a plecat. Pe 18 dimineața a plecat. Da, 17 dimineața a plecat. Și s-a întors pe 20, da, 20. După amiază. Deci ea nu puteau primi ordin, deci nici Diaconescu și nici... Eu n-am spus de ordin. Vreau să ne fie foarte clar. Ceaușescu a stabilit clar ca prin orice mijloace revolta timișoreană să fie anihilată. Da.
El a dat și a spus prima dată ordinul de deschidere a focului. El i-l a transmis lui Milea. Milea n-a făcut nimic altceva decât să transmită mai departe. Deci el n-a fost străin nici de morții Timișoarei. Există o variantă care se spune că Ceaușescu n-ar fi știut de morții Timișoarei. Ori, la un moment dat, când a vorbit la telefon cu Ion Coman... Variantele astea fără dovezi. Că nu domnule dragă, dumneata vorbești din carte, eu vorbesc din dovezi. Deci, la un moment dat, există o conversație telefonică între Ion Coman și Ceaușescu, în care Ion Coman îl informează cu doi martori de față, îl informează că sunt 58 de morți, la care Ceaușescu se miră. Se miră pentru că el fusese anunțat de un număr mai mic de morți, lucru care explică acțiunea Trandafiru și încercarea de a ascunde cei 40 de morți de la Timișoara, care au fost cărați la București și arși la crematoriu. Tu, Marius, da. Înțeles că aveai... Am o întrebare pentru domnul Nicolaescu. Dânsul vorbește Nicolaescu. Dânsul vorbește foarte mult despre revoluția din Timișoara și totuși în toată activitatea lui din această comisie nu s-a deplasat la Timișoara pentru a audia marșul. Vorbești cu mine, cu lui. Vă rog. Da? Deci așa... Deci din capul locului. Suntem aici în fața milioane de spectatori. Dumneata nu vorbești cu mine, cu lui. Eu îți vorbesc frumos și da, te rog. Da, foarte frumos, da. Așa, respectos, da. Deci de ce nu v-ați deplasat la Timișoara pentru audierea martorilor în toată activitatea dumneavoastră? Nu-ți dau socoteala dumitale și nu este subiectul discuției de astăzi. Cred că ar trebui să fie subiectul. Pe mine, chiar când ați propus această comisie să o înființați, eu am avut anumite nelămuriri despre scopurile cu care propuneți comisia respectivă. În 1990 a existat deja o comisie care a cercetat evenimentele din Timișoara. Da, avem o parte din materiale. Această comisie, nu mă întrerupeți, vă rog, lăsați-mă să termin. Nu precizez doar. Această comisie a înființat la presiunea opiniei publice, au fost manifestații la Timișoara cu participare destul de numeroasă, s-a înființat comisia, a început, a cercetat și apoi s-a desființat. S-a desființat fără niciun fel de explicație. Vreți să vă opriți un pic aici? Nu că n-am terminat. Da? Nu, s-a desființat fără niciun fel de explicație. Și spre mâhnirea mea, nimeni în Parlament nu a pus măcar o întrebare de ce s-a desființat această comisie. Mă așteptam ca dumneavoastră, domnule Nicolaescu, ca timișorean, să măcar să protestați în Parlament pentru că acea comisie... Domnule Miroc, iartă-mă că am fost puțin mai dur cu dumneavoastră, îmi pare rău. Ești un om tânăr și, în fond, apreciez atenția dumneavoastră pe care o acorzi Revoluție și meritele pe care le-ai avut probabil în Revoluție. Vreau să te explic următorul lucru. De înființarea acestei comisii, noi n-am știut. S-a publicat în presă, Un moment, lasă-mă să termin. Deci, noi n-am știut că această comisie a luat ființă și a fost desființată. Deci, când ea a fost, în primul rând, ea a luat ființă printr-un ordin al guvernului, nu din Parlament. Deci n-a plecat din Parlament. În momentul în care eu am aflat de desființarea ei și de oprirea cercetărilor, în acel moment am făcut propunerea în Parlament și am făcut-o în două legislaturi. Deci, intenția mea a fost să continuăm aceste cercetări. O parte din aceste documente au venit la noi, la comisie, dar majoritatea documentelor, vreau să spun că au ajuns pe căi cu totul și cu totul ocolite, ceea ce înseamnă că materialele acestei comisii undeva s-au pierdut. Dar o parte din ele au ajuns la noi. Da, deci ce vrem... Dar acest da, subiectul... Eu cred că deviem. Nu cred că deviem. Aș vrea să ne axăm acum, pentru că altfel pierdem timpul să termină emisiunea, să vedem cine poartă o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat în Timișoara. Da, dar se știe cine poartă. Nu... Cine? Spune. Sunt oameni nominați chiar în referatele acelei prime comisii de anchetă, care a fost desființată fără explicații și fără ca unii politicieni care se declară acum... Oameni politici. Se declară interesați de adevărul și prevoții să protesteze. Sunt nominalizați. Sunt, de exemplu, generalul Gușe, nominalizat ca fiind unul din criminalii Timișoarei și care, când a murit, la propunerea domnului Sergiu Nicolaescu s-a ținut moment de reculegere în memoria lui ca și când a fost un mare erou. Eroii, criminalii, cei care au dat ori să se tragă, sunt considerați eroi ai neamului. Domnule, dumneata știi să citești?
Dacă știi să citești, întâi citește documentele scrise am de mine. Am citit monitorul oficial când dumneavoastră ați cerut în Parlament. Moment de reculegere în fața Grușe. Unui militar, o fac oricând. Și o voi un face. Un criminal, nu un militar. Domnule, nu dumneata stabilești cine este criminalul. Acest nu lucru, i-am stabilit. Prima comisie de anchetă a stabilit. Nu, domnule. Acest lucru nu poate fi stabilit decât de justiție. Deci, numai justiția stabilește dacă dumneata ești criminal sau nu, sau dacă eu. Dacă justiția nu dorește... Dacă justiția nu dorește, asta domnul e altă tine, problemă. De ce? Vreau așa ca istoric, pentru că eu nu am posibilitatea să aduc lumina aici, întrucât nu am văzut aceste documente și deci nu cunosc faptele cum le-ați cunoscut dumneavoastră direct. Să vă spun totuși că în volumul acela care a fost scos de Ministerul Afacerilor Interne, 6 zile care au zguduit România în anexe, sunt date... Au fost publicate aceste concluzii ale comisiei la care v-ați referit dumneavoastră și eu personal, dacă evident este o simplă supoziție, de ce nu s-au dat curs, când vedem cine sunt indicați acolo ca fiind responsabili de cele întâmplate, de vărsările de sânge de la Timișoara și știm ce funcții ocupă astăzi, cred că răspunsul vine de la sine. Nu, revoltător este că unii criminali sunt considerați în Parlamentul României drept eroi naționali. Asta este revoltător. Marius, încă o dată spun întrebarea dumneata și să citești. Nu răspund la această întrebare. Ții minte ce am spus eu în Parlamentul României? Am citit un monitor oficial. Da. Special am căutat monitorul oficial ca să citesc. Știi cum spuneam acolo? Că a căzut la datorie, generalul Bușe. Așa a spus. Exact, domnule. Care e datoria? Exact, a căzut pe câmpul de luptă? A căzut ca militar îmbrăcat, comandant de divizie pe care trebuie să-l respect până nu am alte argumente de justiție împotriva lui. Există, ai auzit dumneata, de în fine, nu merită să discutăm. Poftim, continuăm. Spuneți-mi că a implicat totuși direct în această instituție, nu? A securității. Spuneți-mi, cum ați văzut dumneavoastră rolul acestei instituții în evenimentele de la Timișoara? Ce este foarte clar și dintr-o depoziție a generalului Coman, în care se spune generalul Vuș a ordonat în prezența generalilor Stănculescu, Cârneanu, Chițac și Zeca să se deschidă focul la Timișoara. Deci, Mila de la Ceaușescu. Da, deci și Mila este, e alt erou național. Nu este erou. Bine că să ne certăm. Nu, dar are stradă în Arad, cu numele de Vasile Mila. Domnul Mila, am vrut să vă opresc pentru un moment când dumneavoastră începuse să vorbiți acest lucru. Am vrut să vă întreb doar atât. De ce dumneavoastră, cei care vă considerați sau aveți legitimații de revoluționari și sunteți revoluționari, de ce nu ați militat tot așa de insistent pentru aflarea adevărului? Dar am militat. Nu așa, nu cu fără probe, nu cu invective, nu cu... Și trebuia nu, să nu ajungeți... Deci dumneavoastră aveți reprezentanți până la nivel de secretar de stat, mi se pare, nu? Deci trebuia să... Eu unul, am și vorbit cu foarte mulți din colegii dumneavoastră, eu sunt unul din cei mai interesați să se știe odată clar ce s-a întâmplat la Timișoara. Și vis-a-vis de imaginile prezentate de dumneavoastră, eu vă pot spune pe fiecare stradă cine a tras. Deci era domnul Baciu, cel care a fost omorâtă soția. Și vă citesc o declarație scurtă, luată de un procuror militar, unui soldat în termen. Se numește Nemeti Anton, fost militar în termen la unitatea 1185, unitate din care făcea parte așa. Ce spune acest soldat? După un timp, dinspre cămilele studențești s-a auzit o coloană de manifestanți care venea spre noi. Strada era luminată slab. Capitanul Badea ne-a ordonat să luăm poziție de tragere pe două rânduri, primul rând în genunchi, iar ceilalți în picioare. Manifestanții s-au apropiat de noi, iar ofițerii s-au adresat acestora somându-i să se oprească. Apelul lor nu a fost luat în seamă. Atunci capitanul Badea a tras un foc de avertizment în aer. Pentru că nu s-a oprit nici de această dată, ni s-a dat ordin de către capitan Badea să armăm și să tragem un foc de avertizment. S-a tras focul de avertizment. Manifestanții au luat-o la fugă spre noi. Nu mai amintesc dacă s-a dat vreo comandă, însă cei care au fost în cordon, văzând că manifestanții se îndreaptă spre noi în fugă, au continuat focul. Am văzut ricoșeuri din asfalt. De frică am tras și eu, însă nu pot preciza în ce direcție. În momentul în care am văzut că manifestanții s-au împrăștiat, nu am mai tras. Și acum ce spune acel domn Baciu, căruia a murit soția acolo, din păcate? Spune așa, de procurorul Bălan Romeu. Pe traseu, tot timpul am fost supravegheați de un elicopter care survola peste demonstranți. Cine a avut elicoptere? Armata română. Apoi am observat elicoptere pe ziua de 17. Apoi am observat cum au început să se tragă în aer, cu glanțe trasoare.
Am observat că unii au început să tragă în jos, dându-mi seama de acest lucru după modul cum ricoșau cartușele. Văzând că începe să se tragă, noi, eu cu soția, am încercat să ne salvăm și să fugim spre gardul parcului Tineretului. În acest moment, soția mea a fost împușcată în spate, mai sus de coapsa stângă. La spital a murit. Și așa mai departe. Deci sunt alt revoluționar care a depus acolo. Da, oricum, deci, și din ceea ce spuneți dumneavoastră, reiese clar că armata a fost... Nu, dar aș vrea să ne fie foarte clar. Nimeni nu spune că armata n-a tras. Sunt două momente ale a Revoluției Timișorene și Revoluției în general. Până în 22, deci până după moartea lui Milea și respectiv după fuga lui Ceaușescu, a tras atât armata cât și securitatea, cât și civilii. Civili puteau să fie ori de la miliție, ori de la partid, ori știu eu ce civili. Da, eu asta pe deci armata, toți cei care erau înarmați puteau să tragă. Neexistând o dovadă. Asta este teoria lui Victor Atanasie Stănculescu, domnul senator. Nu, eu nu iau teoria nimănui. Nu puteți să-mi spuneți mie că a tras numai armata, că nu e așa ceva, nu e realist. Că a tras și armata, de acord. Dar de ce vreți dumneavoastră să aruncați vina pe alții? Intrați în conflictul acela pe care l-au dorit numai străinii, ca între armată și securitate să devină un război civil, care a fost evitat în ultima instanță. Și când vorbim de securitate sau de armată sau de partid, când vorbim de aceste lucruri, nu trebuie să generalizăm. Nu înseamnă că toți securiștii și toți membrii de partid și toți militarii care au acționat în momentele acelea au fost bestii. Sunt oameni și oameni, dar cert este că până în 22 au făcut parte din ceea ce se numește aparatul de opresiune. Ăsta este adevărul. Domnul senator, îmi îngăduiți. Domnul Tinu, securitatea a tras în Timișoara? Deci securitatea din anii după 70 nu poate fi comparată. Vorbim de Ministerul de Interne sau de securitate? Eu vorbesc de securitate, n-am comandat. Pentru spectator poate să fie o confuzie. Deci dumneavoastră vorbiți numai de securitate. Ofițerii de securitate, ofițerii de informații, din inspectoratul... Noi, înainte de toate, am primit ordin din 15, când eu am raportat că la Tökeș se strânge mai multă lume și mi-era teamă, vă spun sincer, că va veni un fel de Brașov și că eu, de exemplu, voi fi mutat la Tulcea dacă nu voi fi trecut nu știu pe unde și așa mai departe. Cum s-a întâmplat atunci? E firesc și omenește gândind fiecare așa. Și am raportat în mod repetat. Mi s-a spus, voi nu aveți treabă cu strada. Deci noi, cei de la securitate. Am primit ordin... Și ordinul era să informați București. Exact. Fără nici... Nu s-a distribuit armamentul. Fiindcă, domnul senator, dumneavoastră, care a făcut atâta filme cu împușcatul, vă dați seama că se găseau arme cu urme de funingeri. N-a fost găsită nicio armă. Au fost trei arme de la securitate după vreo trei sau patru, deci nu, după două săptămâni, prin 15 ianuarie, și erau armele a trei oameni care nu puteau să tragă. Era arma unei femei, ofițer, care era la cadre și nu avea cum să tragă. Cine știe, în vâlmășeala aia de după 22, când toată lumea a luat arme, poate s-a tras cu ea. Însă, efectiv, securitatea la Timișoara nu a tras nici un foc de armă. Mă iertați că vreau să intervin și eu. Deci, vorbiți când spuneți securitate, numai ofițerii de securitate, la informații, contrainformații și alte direcții. Deci nu vorbiți de trupele de securitate, nu vorbiți de grăniceri, nu vorbiți de miliție care făceau parte din Ministerul de Interne. Deci nu generalizați Ministerul de Interne. Deci, domnul senator, eu am avut sarcinile mele. Mă scuzați, Deci domnul Nicolescu a spus că nimeni nu contestă că armata a tras. Ba da, acest lucru a fost contestat. Am aici un interviu dat de fostul ministru al Apărării Naționale, Nicolae Spiroiu. Când era ministru, spunea cu mult tupeu, este o mare minciună că armata a ieșit să reprime Revoluția. După acest interviu, noi, Asociația 17 decembrie, chiar a cerut destituirea lui Spiroiu. Din păcate, politicienii, că oameni politici nu pot să le spun, nu ne-au înțeles. În legătură cu securitate, eu am fost arestat. Dumneavoastră ați văzut civili trăgând? Nu, n-am văzut civili trăgând. În legătură cu securitatea, eu nu știu, n-am văzut trăgând pentru că eu am fost arestat, ținut în arest, dar eu știu că... Am fost arestat în 16 și am fost ținut Unde ați fost arestat? Lângă Gara de Nord. Și am fost ținut până pe 22, inclusiv 22. Și pe data de 19 decembrie, deci ca stare de spirit a unor securiști. Pe 22?
Pe 22, erați deși... Erați încă arestat? Da, deși pe majoritatea... Pe 19 au fost eliberat toți arestații sau e o minciună? În 19 au fost eliberați, sau 18-19 au fost eliberați minorii, nu, în 20... Pe 17 seara 19, au fost eliberați în minorii. În 20 majoritatea, iar eu am fost într-un grup care a fost ținut până pe 22, inclusiv în sediul miliției județene. Pe ziua de 20 din ordinul lui Coman a fost eliberați toți deținuții. Nu toți, eu nu am fost. Nu, nu e, e foarte am depus mărturie și la procesul Timișoara. Eu este mărturia unui securist, Gheorghe Sărăjeanu, zice, care mi-a și dus dosarul meu la București, că de aia s-a și păstrat dosarul meu cu declarația că le-am dat atunci. Eu nu vin să zic acum declarația, am dat atunci sub anchetă, când încă Ceaușescu mai era. Ce vreau să zic, ca stare de spirit a securiștilor. Pe data de 19 seara, un securist care era pe acolo, eu eram bătut și un securist îmi spunea foarte satisfăcut: ați văzut că tot noi suntem mai tari. Prea prost e ăsta Ceaușescu, că n-a dat ordin de la început să se tragă. Cine v-a închetat, domnule? Cine v-a închetat? I-am recunoscut, eu am depus încă din ianuarie 90 unde la procurat. Unde ați fost reținut? Am fost reținut lângă Gara de Nord, după aia am fost dus la miliție, de la miliție mutat la penitenciar în data de 17 și pe data de 19 din nou în sediul miliției am fost dus. Da. Cine v-a anchetat acolo? Filipescu Ion m-a anchetat. Filipescu este ofițer de miliție, doamne. Mai este? A fost ofițer de miliție, sau nu știu, a fost, nu știu, iertați-mă. Eu am și, el n-a recunoscut că m-ar fi bătut. Până la urmă a recunoscut că m-a anchetat, dar n-a recunoscut că m-a bătut. Și ăsta care a spus, nu știu cine era care a spus fraza asta, nu era Filipescu. Era la, în seara de 19. Deci ca, numai ca stare de spirit a securiștilor. Știți cum, nu erau. Deci dumneavoastră vorbiți de securiști așa, că ați văzut un om îmbrăcat, cum spuneau la proces. Nu era în uniformă, dar era în sediu... Deci era civil. Civil. Deci și de la miliție umblă civil, cei de la cercetări penale, cei de la economic. Acum nu vreau nici să-i acuz pe oamenii, să iau apărarea. Da. Dar de obicei nu se fac, eu știu, mixaje din astea între securiști, milițieni, anchetează așa. Nu, fiecare e cu partea lui. Eu aș vrea să vă întreb, de ce credeți nu, că... Să... Deci, într-adevăr, este dovedit că armata la Timișoara a tras. De ce credeți că nimeni din această structură a armatei nu a fost arestat. Da, asta e o falsă... Cum puteți spuneți așa ceva? Sunt procese. Sunt procese. E adevărat că unii au scăpat. Dintre și, chiar unii, și chiar unii care au condus acțiunea, de exemplu, acțiunea de la catedrală. Acțiunea de la catedrală este foarte clar lămurită în cartea la mine, am dovezi, am mărturii, în care se spune exact generalul care este amestecat în această treabă. De asemenea, responsabilități care nu au mers până la tragerea la răspundere, dar sunt mulți ofițeri care au fost sub proces și unii chiar condamnați. Care, domnul senator? Iertați-mă, de la armată. Iertați-mă, nu știu pe de rost. Dar vă spun eu, un singur plutonier, a carul pe un. Iar comandantul lui care a acționat pe calea girocului, majorul Paul, acum este general major, iertați-mă. Aș dori să citez... S-au întâmplat și din asta. Este... Mi-a căzut în mână un document, se numește Sinteza Parchetului Militar despre Revoluție și aș dori să citez o frază din ele, a fost acolită în 1994 pentru a înțelege felul în care s-au desfășurat cercetările justiției. La pagina 33-34 se spune așa: mare parte a organismelor către care parchetul militar s-a adresat solicitând diferite relații, fie că au răspuns în mod incomplet sau superficial, fie nu au răspuns deloc. Această paletă a răspunsurilor primite din partea diferitor organisme conține o mare varietate, pornind de la răspunsuri incomplete, trecând prin domeniul superficialului, spre a ajunge la note de relații care ține domeniul hilarului sau, mai grav, chiar frizează insolența. Asta spune parchetul militar. Mă întreb de ce nu s-au luat măsuri împotriva celor care tratează cu insolență, spune parchetul militar, această problemă a... De ce... Noi am ajuns spre final, aș vrea să vă întreb N-am ajuns să discutăm nimic important. Ce credeți că ar trebui făcut pentru ceea ce cer în mare parte și timișorenii și românii, aflarea adevărului? Ce ar trebui făcut? Eu cred că trebuie pornit de la rejudecarea procesului Ceaușescu, fiindcă în fond de la 25 decembrie, din momentul în care am asistat la acea farsă rușinoasă și sângeroasă care a fost înscenată de cei care, eu aici mă deosebesc de cei care vorbesc de revoluție, eu văd o revoltă populară care a pus capăt regimului Ceaușescu, dar după aceea un grup
care era sprijinit din exterior, după părerea mea, aceasta este ipoteza mea de istoric, un grup sprijinit din exterior. Dar grupul a schimbat regimul, nu? A luat pârghiile puterii și dacă din momentul acela am începe să facem lumină și adevăr în cazul procesului Ceaușescu, după aceea ar începe să se lumineze și celelalte aspecte, pentru că totul are, ca să spun așa, un punct originar. Un punct originar. Noi suntem în fața unui fenomen unic în istoria militară universală. S-au confruntat două forțe, armata și așa zis și teroriști. Ei bine, nu se cunoaște în istorie un caz unde partea înfrântă, respectiv acești teroriști, să nu fi lăsat niciun mort, niciun rănit și niciun prizonier. Istoria nu cunoaște un asemenea caz. Și până nu se va face lumină, până nu se va face lumină în această problemă, sigur că o să rămânem fiecare să spunem, să formulăm ipoteze, să căutăm explicații. Deci, după părerea mea, așa trebuie. Vă contrazic total. Vă rog. Pentru că mă mir ca istoric că nu faceți diferența între revoltă și revoluție. Revoluție înseamnă schimbarea unui sistem. La Timișoara, sistemul a fost schimbat prin declarația Frontului Democrat din România în noaptea de 20 spre 21. Cele 10 puncte, care erau întâi 3 articole și 10 puncte de la articolul 2, era căderea unui sistem, a unui regim. A căzut un regim comunist, un sistem comunist. La București același lucru se petrece în seara lui 22, atunci când se citește la televiziune de către Ion Iliescu cele 10 puncte ale Frontului Salvării ale Naționale. Ale căderii comunismului. Nu. E vorba de un regim care a căzut. Dacă spuneți că n-a căzut un regim, atunci senator, dar nu era absolut nimic în acea proclamație care se indice o schimbare a regimului socialist. Era vorba dați voie să citesc numai Timișoara, pentru că suntem la Timișoara. Pentru că suntem la Timișoara, vă citesc doar Timișoara. Organizarea de alegeri libere, asta pe vremea lui Ceaușescu se putea face. Îmi dați voie mai departe. Vă rog, domnul senator. Ați auzit de libertatea presei în totalitarism? În cazul perestroica era accesibil. Nu, lăsați cu perestroica. Deschiderea imediată a granițelor de stat. Asta era o acțiune care era de tip comunist. Integrarea României în rândul statelor europene și occidentale. Eliberarea neîntârziată a tuturor deținuților. Revitalizarea economiei naționale. Reforma învățământului în spirit democratic. Dreptul de a manifesta liber. Toate acestea marchează căderea unui regim, a unui sistem. Acest sistem a căzut, domnule, pentru că de-aia vorbim liber astăzi. De-aia astăzi avem alegeri libere, au hotărât o altă conducere. Pentru că s-a schimbat sistemul. Dacă dumneavoastră, ca istoric, faceți confuzie între lupta pentru putere care urmează după Revoluție, așa cum a urmat după Revoluția franceză, lupta pentru putere, Girondini și așa mai departe, așa cum a venit în Rusia lupta pentru putere între Plehanov, Trotsky, Kerensky, Lenin, Stalin, asta e lupta pentru putere, care a fost și în România lupta pentru putere. Eu nu neg acest lucru. Eu spun că Revoluția Română se declară la Timișoara în 20 spre 21 seara, de pe terasa operei citită pe 21 dimineața, este Revoluția Română, începutul Revoluției Române și continuat pe 22 seara cu hotărârea luată de Consiliul Salvării Naționale. Astea sunt momentele Revoluției, căderea sistemului. Începând din acest moment cu alegerile libere, cu CPUN-ul și pe urmă cu alegerile din toamnă provizorii până la prima legislatură legală, toate aceste lucruri demonstrează statul democrat care a mers în continuare până astăzi, domnilor. Fenomenul de astăzi, din 17 noiembrie, este urmarea Revoluției Române din Timișoara de pe data de 20 și din, de pe 16, din București. Poftim? De pe 16, nu 20. De atunci a început, nu, din 16 a început. Eu definesc altfel. Pe 16 a început o revoltă care s-a transformat în revoluție atunci când masele de muncitori au ieșit în stradă, organizate și chiar în când au spus, fără comuniști, jos Ceaușescu. S-a dorit schimbarea. Eu nu vorbesc de ce ai dorit dumneata. Marius, ce crezi că ar trebui de acum încolo să se facă pentru a se afla adevărul? Deci, în primul rând, problema asta, aflării adevărului, nu este... Eu consider că adevărul nu este greu de aflat. Adevărul știm. Oamenii care au trăit atunci încă trăiesc. Martorii. Avem puzdere de mărturii.
S-au strâns mărturii, cele mai bune mărturii sunt cele strânse imediat după Revoluție, când oamenii aveau memoria proaspătă și când nu a putut să fie influențați. Actualmente apar mărturii și manipulați și plătiți ca să falsifice istoria Revoluției. Problema principală este tragerea la răspundere a vinovaților din decembrie 89. De acest lucru trebuie să se ocupe procuratura. Însă, din păcate, există încercări de a stopa aceste, aceste cercetări ale procuraturii. Cine le-a stopat? S-a făcut încercări. N-am timp acum să dau foarte multe amănunte, numai un singur exemplu. În decembrie 94, când Comisia Senatorială a fost laudat pe domnul Iliescu, domnul Sergiu Nicolaescu a propus să se dea amnistie, fiindcă numai așa putem afla adevărul. Marius, dar o amnistie înseamnă că procuratura nu mai are de ce să cerceteze. Bine, și dar atunci nu s-a întâmplat orice așa ceva. Nu s-a întâmplat, dar s-a încercat. Bun, am înțeles care sunt. Mi-ai auzit de războiul spaniol? Domnul Nicolaescu, de război de secesiune, auzit, da. De război de secesiune ai auzit? Din Statele da. Unite? Am auzit. Nicolaescu. Cum s-au terminat aceste războaie? Cu? Chiar cu victoria unei din părți. Cu victoria unei și, pe urmă, cu o minunată amnistie. Este domnul momentul, eu am o frază în cartea mea în care spun, este momentul. În cazul unei amnestii, eu, Sergiu Nicolaescu, sper că în acel moment toți ofițerii vor spune adevărul. Atunci când vor ști că nu vor mai avea urmări, vor spune adevărul. De ce cred acest lucru? Pentru că există o conștiință. Toate generațiile de ofițeri, chiar și cei care, și domnul Radu Tinu care este aici, toate generațiile de ofițeri au fost generații care au avut mult de suferit și cei mai mulți dintre ei au fost patrioți adevărați. Noi nu trebuie să ne deptățim acești oameni. Trebuie să ne aplicăm cu înțelepciune asupra lucrurilor care s-au petrecut în decembrie 89. Știm cine sunt vinovați, știm cine a tras, știm adevărul. E adevărat ce spune dânsul. Este adevărat. Că există o justiție și există o procuratură care n-au dus niciodată până la cap cercetări. Dar amnistie înseamnă stoparea și teoretică a cercetărilor. Domnul Tinu, de ce credeți că nu s-a finalizat ceea ce se știe? Aș vrea să spun întâi, să mă refer la ce a spus domnul Constantiniu și eu dau într-un fel dreptate de domnul, da, exact, un minut doar. Deci istoricii vor fi cei care vor trebui să se aplece asupra acestor evenimente și să scrie istoria așa cum a fost, ca urmașii noștri, copiii, copiilor noștri să învețe istoria României așa cum a fost ea, nu cum au scris-o unii sau alții. Doi. Eu am trăit evenimentele de acolo și vă spun cu mâna pe inimă, din data de 18 decembrie, în țara românească nu mai trebuia să moară un singur om. Nu mai trebuia să moară nimeni. N-a mai fost cazul. După data de 18, absolut, nu mai trebuia să moară nimeni și deloc. Nici pe 7. Ceaușescu s-a întors pe ziua de 20. Cum puteți spune treaba asta? Vă spun foarte sincer, Ceaușescu nu mai putea să facă absolut nimic. Ieșiseră muncitorii, erau toată Timișoara. La Timișoara. La Timișoara. Au ieșit, mitingul de pe 21. Au ieșit. Dacă se termina cu condamnarea Timișorii. Nu, eu vă întreb. Dacă mitingul de pe 21 de la București se termina cu condamnarea Timișorii, ce s-a întâmplat? Nu să știți că la Timișoara era un plan să fie atacată opera? Să fie atacată. Domnul senator, dar eu am fost acolo, știi foarte bine. Eu am fost și la operă. Eu n-am fost, dar știu. Deci în condițiile astea, eu n-am fost acolo, dar le știu. Și le știu foarte bine, și cu documente, nu povești. Deci, în condițiile acestea, când Ceaușescu s-a întors pe 20 și când el a obținut în 22 dimineața, domnule Netinu, în 22 dimineața, aprobarea CEPEX-ului, luptăm până la urmă, până la capăt. Și cine a mai luptat, domnul senator? E adevărat că nu l-a mai urmat nici armata, nici securitatea. Deci, e adevărat. Sigur, domnul senator, la Arad era populația în stradă, la Sibiu, la Cluj. Mai sunt doar câteva secunde, domnul senator. Timișoara, ce se întâmpla? Era imposibil. Domnul senator, din păcate... Ușor de spus. Domnul senator, din păcate timpul... Nu, observ că regia ne mai acordă. Da. Domnul Tinu, vă întreb din nou, de ce credeți că justiția nu a finalizat aceste dosare, aceste fapte cunoscute, așa cum spune și domnul Nicolaescu și domnul... De ce? Eu am stat închis 2 ani de zile. Și vreau să mă credeți că primele 7 luni de detenție au fost la fel de crunte ca cele... Din poza lui că și-a stat jumătate. Da, deci și vreau să mă credeți că primele 7 luni au fost la fel de grele ca cele din 1950 ale altora. Nu sunt vindicativ. Vă dau cuvântul de onoare. 6 luni n-am văzut cerul, domnul senator. Nu am văzut cerul din celulă. Am avut obturate și geamurile. Da, da.
Vă rog să mă credeți că nu sunt vindicativ. Eu, majoritatea din acești ofițeri care v-am citit și eu aici și sunt știuți de toți, eu i-am chemat în instanță. Au spus cu totul altceva. Justiția se face, s-a făcut, se face și se va mai face la comandă. Ar trebui totuși odată... Cum v-am spus, cum se înțelege. Ar trebui să, ca odată să se întrunească acești oameni și să spună odată, domnilor, ce a fost. Exact, și ideea domnului senator este bună. Eu nu am nimic cu, eu știu, fostul major care a ajuns general. Eram locotenent și aveam funcție de colonel. Să știți că nu m-au gândat niciodată gradele. Dar trebuie spus adevărul acestor copii care au rămas fără părinți. Acestor era Orban din Timișoara. L-am văzut zilele trecute. De-abia merge. Știți cum? Au luat vreo două sau trei gloanțe în el, săracul. De-abia merge. De-abia merge. Deci trebuie spus atât să știe, domnule, în dumneata a tras cu tăriță și a tras de ce? Asta, asta și asta. Și gata. Și să facem pace. Pace generală și să începem să lucrăm, să facem ceva pentru țara asta. Fiindcă dacă ne vom certa în continuare așa, nimic nu vom realiza, să știți. Nimic. Și trebuie să se spună odată exact, se cunoaște adevărul despre Timișoara. Îl cunoaște și comisia domnului senator Nicolaescu și comisia domnului Gabrielescu. Trebuie spus odată exact ceea ce cita domnul Mioc aici despre procuratură. Mă înșel, eu vă dau declarații luate de procurorul militar care m-a acuzat pe mine. Aș vrea să spun și niște cuvinte mai urâte, dar nu-mi stă în caracter. Și îi arăt declarația olografă, cum bine a spus că omul a scris exact ce a pătimit, și peste trei pagini declarația luată de procurorul militar, în care cu totul îi denaturează declarația acelui cetățean. Eu, un cetățean care a fost înainte în Piața Traian. Omul a venit și a spus, nu, domnule, aia care e scrisă de mâna mea e bună. Vedeți? Nu, mă depășește pe mine să apreciez de ce nu s-a făcut lumină. Dar trebuie să se facă lumină, vă spun. Și, repet, nu sunt vindicativ. Nu vreau să fie arestat nici Stănculescu, nici Paul, niciunul. Dar să se spună odată ce a fost și să încheiem aceste discuții interminabile. În fiecare decembrie, de la 1 decembrie, începe să ne acuzăm unul pe altul, să arătăm cu degete. N-are rost. Ne acuzăm fără să citim ce scrie celălalt. Da, domnul Constantiniu, credeți că un timp mai îndelungat ar putea scoate la iveală și ar putea ne-ar putea ajuta pe noi să înțelegem dezavantaj. În general, istoricii spun că este bine ca să treacă cât mai mult timp, ca să existe o perspectivă cât mai amplă în analiza surselor. Însă, din păcate, cu cât te îndepărtezi de la eveniment, memoria începe să se estompeze, altfel judeci evenimentele la care ai fost tu martor. Vedeți, de aceea eu nici nu sunt de acord cu această lege a Arhivelor Naționale cu cei 30 de ani, pentru că prin urmare, noi vom avea acces la documentele, lăsând la o parte comisia care a fost a Parlamentului, dar istoricii vorbesc. În principiu, deci 30 de ani de la desfășurarea evenimentelor. Prin urmare, adunați dumneavoastră 1989 cu 30 de ani. În 2019, cine va mai putea să știe exact cum s-au petrecut lucrurile dacă noi, cei care am fost martori, și vedeți ce diversitate de opinie există? Stimați invitați, aici timpul alocat emisiunii a expirat. Eu îmi permit o propunere. De aici înainte, cei care vin, măcar să citească raporturile comisiei și pe urmă să discutăm. Se discută despre raporturile comisiei și despre munca acestor comisii ale Parlamentului fără să cunoască materialele respective. Bun. E o jignire și o incultură. Eu sper ca anul viitor să putem acorda și noi la o altă întâlnire cu aceeași ocazie să acordăm justiției, spuneam, o notă mai mare. Vă mulțumesc foarte mult, la revedere!